Drumețiile pot deveni periculoase dacă nu consultăm prognoza meteo și dacă mergem pe un drum fără indicatoare. În acest weekend, în urma unei solicitări telefonice prin apelul unic de urgență 112, un echipaj din cadrul postului de jandarmi Ordine Publică Montan Peștera, împreună cu lucrători ai Salvamont Dâmbovița și Bușteni, au intervenit în zona Muntele Cocora din masivul Montan Bucegi, la lizierea pădurii dintre Vâlcelul Mare și Vâlcelul Murtului, pentru sprijinirea unor persoane care, în timp ce se aflau în drumeție pe traseul montan Cabana Babele Piatra Arsă, au rătăcit drumul și nu și-au mai putut continua deplasarea. Din cauza epuizării fizice, echipamentului inadecvat și a condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv ceață, vânt și temperatură scăzută de aproximativ 2 grade Celsius. În urma intervenției jandarmilor montani și a salvamontiștilor, cei 4 turiști, 3 bărbați din București și o femeie din Constanța, cu vârste cuprinse între 25 și 30 de ani, au fost sprijiniți să ajungă în siguranță la Cabana Piatra Arsă, în prezent fiind în afara oricărui pericol. Acțiunea de căutare și salvare s-a încheiat târziu în noapte. Jandarmii montani recomandă turiștilor să se informeze asupra itinerariului propus, gradului de dificultate și condițiilor climaterice locale, să consulte prognoza meteorologică înainte de a pleca în drumeții, să aibă echipament adecvat zonei de munte, lanternă, rucsac și trusă de prim ajutor,